O locuință a fost incendiată în cartierul Măgureni, pe strada Petroșani. Din declarațiile martorilor, proprietarul și-a dat singur foc la casă. La fața locului s-au deplasat pentru stingerea incendiului două auto speciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș și un echipaj SMURD. Proprietarul a fost preluat de un echipaj al poliției și dus la audieri. În jurul orelor 10:34, dispeceratul ISU Călăraș a fost sesizat prin 112 despre faptul că pe strada Petroșani s-a produs un incendiu. La fața locului s-au deplasat de urgență trei autospeciale, dintre care două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor, SMURD, în total cu 12 subofițeri și un ofițer. La fața locului a fost localizat incendiul. S-a intervenit pentru stingerea acestuia. Din incintă au fost evacuate două butelii. Din primele cercetări, se pare că proprietarul a dat foc intenționat locuinței.